găsit, dragi telespectatori, la o nouă întâlnire cu patria. Da, cu patria. Căci, așa cum ne dă de înțeles George Coșbuc, în versurile pe care le voi cita în continuare, limba română înseamnă patria noastră și a ne respecta limba cu care ne-am născut înseamnă să ne iubim patria, să ne iubim moștenirea lăsată de la străbuni și să respectăm tot ceea ce este românesc. Patria ne-o fi pământul unde ne-or trăi nepoții și într-o mândră Românie, de-o vrea cerul în vecie, s-or lupta să ne păzească limba, legea românească, și vor face tot mai mare tot ce românismul are. Asta-i patria cea dragă și dăm patriei române inima și viața întreagă. Coșbuc ne cerea, metaforic, să-i dăm patriei inima. Ce-ar fi să arătăm că ne iubim patria și limba română respectând valorile moștenite? Să iubim limba română, semnul identității noastre, vorbind-o corect și respectându-i regulile, neamestecând-o, nepoluând-o. De aceea ne-am propus pentru astăzi să continuăm cu seria celor 5 greșeli pe care le putem face din obișnuință. De ce din obișnuință? Poate pentru simplul fapt că sunt greșeli frecvente, atât în limba scrisă cât și în limba vorbită. Fiind frecvente, le preluăm așa, de multe ori, deci din obișnuință, dar este bine să le evităm. O asemenea greșeală este pleonasmul, dar totuși, adică alăturarea a două cuvinte care au același sens. Trebuie să folosim fie unul, fie celălalt cuvânt. Puțin vorbitori ai limbii române știu că structura dar totuși este greșită. Oamenii s-au obișnuit să vorbească așa. Motivul este unul simplu. Conjuncția totuși are același rol și semnificație ca și conjuncția dar. Deci dacă spunem dar totuși am luat o notă mare, este ca și cum am spune dar am luat o notă mare sau totuși am luat o notă mare. Forma corectă, dar am luat o notă mare, totuși am luat o notă mare. De multe ori ne întrebăm, pentru că vedem, din păcate, și în mass media numeroase greșeli la diferite emisiuni, ne întrebăm cum se scrie corect, aceiași sau aceiași. O greșeală gramaticală des întâlnită în limba scrisă. Pronumele și adjectivul demonstrativ aceiași și aceiași apar adesea unul în locul celuilalt, creând confuzii. Această eroare întâlnită frecventă în scris poate fi corectată reținând faptul că aceiași cu doi e este o formă de feminin singular, aceeași toamnă, aceeași doamnă. Iar aceiași cu i este forma de masculin plural, aceiași angajați, aceiași patroni. Următoarea greșeală asupra căreia vrem să atragem atenția este folosirea cacofoniei și evitarea ei prin structura ca și. Câți dintre noi nu încercăm să evităm o cacofonie prin această expresie? Nu-i corect. Această structură a început treptat să invadeze limba vorbită, forma corectă fiind folosită tot mai rar. Exprimările de genul, ca și părinte, ca și situație, sunt greșite. Structura ca și se folosește în mod corect în comparații cu sensul de la fel de. Sunt la fel de nerăbdător ca și tine.
M-am îmbrăcat la fel ca și tine. În niciun caz această structură nu poate fi folosită în evitarea cacofoniei. De multe ori vedem forma greșită în folosirea cuvântului membri. Cum este corect? Membri sau membrii? Problema iurilor ne dă mare bătaie de cap. Iar substantivul membru este unul dintre cele mai elocvente exemple. Ambele sunt forme corecte, cu mențiunea că diferența se face la articulare, astfel încât membri este varianta nearticulată, iar membri este varianta articulată. Exemple corecte: membrii echipei și doi membri cu un singur i. Folosirea cuvântului vis-a-vis. Mulți folosim acest cuvânt. Este un alt cuvânt care apare în dex cu sensul de spațiu, dar este folosit într-un context total greșit. Provine din limba franceză, vis-a-vis, și înseamnă peste drum de. Exemplul corect: vis-a-vis de restaurant se află stația de metro. M-am oprit vis-a-vis de Casa de Cultură. În niciun caz nu este corect să spunem: vis-a-vis de această problemă am să-ți spun ceva important. În exemplul greșit, vis-a-vis trebuie înlocuit cu, față de, în privința, în ceea ce privește, în legătură cu. Repetăm forma corectă: în legătură cu această problemă îți voi spune un lucru important, nu vis-a-vis, este greșit, și vis-a-vis se referă doar la spațiu. Vis-a-vis de școală este un teren de sport. Cum ne descurcăm cu în altă împrejurare? Cărei sau cărui? Vom începe cu un mic test. Cum este corect? Fata al cărui tată sau fata al cărei tată? Corectă este cea de-a doua variantă, deoarece pronumele relativ în dativ se acordă cu posesorul. În cazul nostru, fata al cărei tată, pe înțelesul tuturor, cărei se acordă cu fata. Tot așa, greșit, cartea al cărui desen, corect, cartea al cărei desen. Facem acordul dintre cartea și al cărei. Greșit, femeia al cărui soț, corect, femeia al cărei soț. Facem acordul dintre femeia și cărei. Cu gândul că și lucrurile discutate astăzi vă vor fi de folos, ne gândim din nou la Coșbuc și vom încheia cu versurile lui. De ce ne-am gândit la Coșbuc? Pentru că tocmai au trecut câteva zile de când s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui și ne întrebăm uneori cu tristețe dacă își mai amintește cineva de Coșbuc. Chiar dacă a fost scos din manualele școlare, Coșbuc rămâne un mare poet. A fost în primul rând un mare român. A luptat pentru identitatea națională și a suferit mult din cauza acestui lucru. În plan artistic a fost un mare versificator comparabil cu poeții antichității, Horațiu și Ovidiu. Și puțină lume știe că, dincolo de faptul că a fost un poet care a reprezentat în opera sa identitatea națională, suflul național, satul românesc, a fost un mare traducător, creator de limbă. A tradus ca nimeni altul pe Dante Alighieri, marele scriitor italian. Și pentru că e o zi de toamnă frumoasă, suntem în luna noiembrie, vedem cum natura se schimbă în jurul nostru și multe lucruri se schimbă,
Vom încheia cu versurile lui, care se adresează și care merg la inima oricărei ființe adulte sau la inima copilului. Ieri vedeam pe lungă flori mândri fluturi zburători și vedeam zburând albine. Ieri era și cald și bine, azi e frig și nori și vânt, frunzele cad la pământ, florile stau supărate, vestejesc de brumă toate. Ieri era frumos pe afară, ca într-o zi caldă de vară, azi e toamnă pe pământ, vreme rea și bate vânt. O zi frumoasă și la revedere pe săptămâna viitoare!